Vești bune din Ghencea. Echipa masculină de spada clubului Steaua București a renăscut. Pregătită de antrenorii Iulian Bratu și Mihai Popa, formația roșalbastră a câștigat în 2020 primul titlu național la junior după o pauză de 25 de ani în cea mai dificilă probă din scrimă, spada masculin. În finala mare, Steaua a dispus de rivalii de la Dinamo București, iar tușa decisivă a fost dată de către Răzvan Crăciun. Cum a fost finala cu Dinamo? A fost o finală în care m-au încercat niște sentimente mixte. Mi-am dorit foarte tare să câștig în fața fostului antrenor și să-i dovedesc de ceea ce sunt în stare. Vă dați seama, m-am bucurat. M-am bucurat că am reușit, mai ales nici nu eram născut pe vremea când Steaua a câștigat ultima dată campionatul la băieți. M-a însemnat mult pentru că nu câștigam foarte des cu echipa, cel puțin la Steaua, și a însemnat mult că am putut să arătăm că clubul Steaua poate face o performanță de genul ăsta. În același concurs, Tudor Zărnescu a adus încă două medalii de aur pentru clubul din Ghencea, după ce s-a impus în probele individuale de cadeți, dar și de juniori. Nu mă așteptam, sincer, să câștig și la juniori și chiar m-am bucurat foarte mult că am reușit să fac asta. La capătul finalei pe echipe, unul dintre cei mai buni spadasini din țară, Daniel Popa, a schimbat tabăra, lăsând pe Dinamo pentru Steaua, clubul unde unchiul său, Ioan Popa, a scris istorie în anii 70-80. Am găsit la Steaua un antrenor care să mă primească alături de grupul său mult mai ok și tot de vârsta mea fiind și colegii, ne-am hotărât să facem o echipă cu care să ajungem la europene și mondiale. Unchiul meu a făcut la Steaua. Tot aici văd că o să rămân, pentru că nu cred că o să mai schimb clubul. Și sper că și eu să ajung pe panourile astea de pe pereți, la fel ca el. Tehnicianul Iulian Bratu este extrem de mândru de elevii săi și este convins că peste 3 ani și jumătate ei vor fi prezenți la Jocurile Olimpice de la Paris. Avem niște băieți tineri și sper să facem performanțe foarte bune. Trebuie să prindă experiență și cel mai important lucru este că își doresc foarte mult să facă performanță. Anul trecut a fost o surpriză plăcută, am luat toate echipele la rând, în finală cu Dinamo, am condus tot meciul de la început până la final și ne-am bucurat cu toții că am câștigat. Putem spera să-i vedem peste 3 ani și jumătate la Paris, la Jocurile Olimpice? Eu cred foarte tare că se poate face o echipă națională de băieți, cu toate că eu sunt antrenor la spadă fete, dar lucrez și cu băieții și îmi face mare plăcere să lucrez și cu ei.